Această rubrică vă este oferită de Sanador. Netratat, anevrismul cerebral se poate rupe, ceea ce reprezintă o amenințare la viața pacientului. Cum se pot descoperi aceste pericole în creier ca să nu se ajungă aici și cum se realizează tratamentul, ne spune domnul profesor dr. Alexandru Vlad Ciura, medic neurochirurg. Bună dimineața! Bună dimineața! Anevrism... Haideți pentru început să înțelegem, da, exact, ce înseamnă un anevrism cerebral. Anevrismul, toată lumea discutăm de anevrism. Este o umflătură, o umflătură care apare pe un traiect vascular. Asta poate să fie congenitală, adică îl avem din naștere. S-a moștenit acest anevrism. De obicei se produce la nivelul unor intersecții de vase, pentru că la intersecția respectivă, peretele vascular este mai slab. Și se produce o slăbire a peretului, vine unda sanguină care izbește exact ca la când fluviul caută și iese afară din matcă și rupe porțiunea respectivă, se produce această umflătură, această în limba română, această boalfă, care este sedilată și este enevrismul intracranian. Este o malformație vasculară, este foarte periculoasă, pentru că și dumneavoastră care mă ascultați și eu putem să avem această malformație și trebuie să știm, să prevenim această boală. Ruperea unui anevrism poate să fie chiar vitală, adică trecem în altă lume sau rămânem cu anumite modificări foarte grave pe tot restul vieții. Atunci ne punem întrebarea, de unde știm ce înseamnă anevrism și cam care ar fi simptomele principale? Sunt migrene foarte puternice, care nu cedează la tratament. Trebuie să investigate. Apoi, cefalee, care odată trece de dor și după aceea se prelungește. Deci durerea de cap. Dintr-o dată nu găsești cuvintele. Tulburări de echilibru. Dintr-o dată parcă îți pierzi cunoștința. Sunt semne cerebrale, minore. Mi-a amorțit mâna dreaptă, mi-a amorțit mâna stângă, nu mă pot descurca. De ce să nu fac o investigație? Cea mai simplă investigație pentru un anevrism intracranian este o tomografie computerizată cu angio-CT. Deci văd și vasele pe tomografie. Și atunci am întreaga hartă. Merg mai departe, vreau să văd mai mult. Există remene. Remene din ce în ce mai complicat, remene 3 Tesla cu angioremene. Deci într-un caz de investigație non-invazivă, nu mă afectează, nu se întâmplă nimic deosebit, eu pot să obțin structura cerebrală a vaselor anormale și pot să știu exact, da, există un anevrism sau poate să existe chiar mai multe și care este în pericol de rupere din aceste anevrisme pe care le am. Mergem mai departe și există angiografie pe care se poate realiza, numit cu 4 vase, angiografie pe care este invazivă însă, printr-un cateter și care injectează toate vasele din cap. Este o analiză foarte bună, dar este pasul următor care se poate face și este obligatoriu în cazul am diagnosticat deja anevrismul și mă duc după el ca să îl tratez. Ori tratarea anevrismului se face în 2 metode. Una este deschid total cutia craniană și abordez direct anevrismul, metoda care a fost perpetuată până în urmă cu aproximativ 10 ani, la noi în țară vorbesc, și acum metoda modernă, care este acoperită întreaga Europa, este metoda de endovascular. Se merge pe catetere, cateterul se face angiografie, se vede perfect anevrismul, cum a fost acum aurora boreală, și în interiorul anevrismului se introduc anumite substanțe care îl ocluzionează. Pentru că tratamentul anevrismului este închidere. Am închis ușa anevrismului. Deci, ocluzia și excluderea din circulație pentru ca acel perete friabil al anevrismului să nu se visureze, să nu se rupă, sângele să nu pătrundă în creier, fiind sângele fiind extrem de periculos pentru substanța cerebrală. Cum se realizează concret tratamentul neurochirurgical? Neurochirurgical ne facem open microsurgery, căutăm pe angiografie exact anevrismul și ne ducem chirurgical și ajungem la baza lui și noi spunem clipare. Clipare înseamnă excludere. Asta e cel neurochirurgical. Dar în același timp, colegii noștri care ne aflăm în perfectă armonie de diagnostic, merg pe tratamentul endovascular. Introduc cateterul, precum am spus, ajung la nivelul anevrismului și introduc substanțe de diferite categorii care sunt diferite, adaptate anevrismul și ocluzionează anevrismul respectiv. Deci, la fel, este într-un anevrism rupt, acum, este urgență. Urgența trebuie tratată open. Deschizi capul și intri pe anevrism și faci clipare. E bine să nu ajungi în această fază, e bine ca să tratezi, cum s-ar chema în limba română, la rece,
Deci nu în grabă, în fugă, în urgență, să-l tratezi la rece dacă ai pus diagnosticul și atunci mergi pe metoda care am menționat-o, pe embolizare, care se poate face perfect. Se poate pune diagnosticul perfect, se poate face în spitalul în care lucrezi perfect, se poate realiza un tratament și mai ales se poate obține ceea ce dorim toți, cei care mă ascultați și eu la fel, vindecarea pacientului și recuperarea, reinserția în societate și în familie. Care este evoluția pacientului pe termen lung? La anevrismul nerupt, evoluția este foarte bună. Dacă s-a embolizat, s-a închis, tot este perfect. La anevrismul rupt depinde de cantitatea de sânge și de locația acestui sânge care s-a dus în interiorul creierului. Una este acest sânge pe suprafața creierului când se poate curăța perfect și alta este în profunzime când este foarte, foarte greu să cureți creierul din profunzime și să obții o vindecare totală a zonelor respective. Cerebral. Domnule profesor, doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența în direct la Digi Matinal. Da, vă mulțumesc, doamnă. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.